Jurnaliștii de la evenimentul zilei sunt de părere că senatorul PSD Adrian Țuțuianu a pornit strâmb în cursa pentru președinția Consiliului Județean Dâmbovița. El a încheiat protocoale cu partide ale căror lideri au fost demascați ca făcând parte din anturajul lui Florin Pârjol, zis Ghenosu, unul dintre cei mai temuți interlopi din România și din Europa. Același Ghenosu ar fi fost pus în libertate cel puțin odată, potrivit presei, de celebra judecătoare Elena Turcu, fiina lui Țuțuianu. Pe 23 aprilie 2012, Adrian Țuțuianu, senator PSD de Dâmbovița, a semnat în numele partidului său un protocol de colaborare cu PNGCD Dâmbovița. Printre cei cu care Țuțuianu a negociat colaborarea se regăsește Vlad Oprea, vicepreședintele partidului, un apropiat al cunoscutului mafiot Ghenosu. Oprea apare într-un scurt metraj filmat în urmă cu câțiva ani la o petrecere ocazionată de un botez la care temutul Ghenosu era naș. Cotidianul Central amintește și de operațiunea Vinul de Partid. În Săptămâna Mare, Partidul Social Democrat și-a cinstit alegătorii cu vin îmbuteliat în sticle netimbrate. Vinul primit era de o calitate îndoielnică și ar fi provocat celor cu stomacuri mai sensibile niscaiva probleme digestive, au reclamat unii dintre beneficiarii pomenii. Senatorul Adrian Țuțuianu a recunoscut că unele organizații locale PSD au desfășurat acțiuni de caritate față de mai multe familii din județ în perioada campaniei electorale.